Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu. Un nou episod serios pe canalul meu, un nou episod despre Wish. Mai am câteva episoade făcute despre Wish. Țin să precizez înainte să începem videoclipul ăsta că mai am câteva comenzi făcute pe Wish. În decurs de o săptămână, două maxim, o să ajung, așa că o să vedeți până la sfârșitul lunii viitoare, cel târziu, o să vedeți un videoclip cu unboxing. După cum probabil ai văzut deja din titlu, vreau să fac 5 greșeli pe care le face oricare din voi atunci când vine vorba de comenzile plasate pe site-ul ăsta numit Wish. Așa că nu uita să apeși pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Bineînțeles că nu simplu, cu clopoțel el să fie butonul de subscribe, pentru că așa o să primești notificări de fiecare dată când postez eu. Numărul 1. Nu citesc descrierea produsului. Oamenii în general nu citesc descrierea produsului, se iau după prima parte. Imaginea, pentru că asta e prima chestie care îți sare în ochi. Imagine. Într-adevăr, e o metodă de promovare cumva, pentru că te face să dai click pe produsul lor și în momentul ăla vezi de fapt că nu e produsul de care ai tu nevoie, așa că ieși. Sau mai există partea a doua, când oamenii nu citesc descrierea, plasează comanda doar pe baza imaginilor. Atunci avem o problemă, înseamnă că oamenii nu sunt atenți și uite așa se uite. Când te uiți la descrierea produsului, în primul rând verifici dimensiunile produsului, materialul din care ai făcut produsul, te gândești poate că vrei să iei un tricou, da, să zicem așa, și te aștept să fie din bumbac. În momentul în care îți ajunge acasă, îți ajunge din poliester 100%. Nu ai ce să-i faci dacă a scris chestia aia în descriere, are tot dreptul să-ți trimită produsul respectiv și tu, pentru că n-ai fost atent, ai primit un produs slabă calitate, bineînțeles tot din cauza ta că n-ai fost atent. Număr de bucăți. De multe ori o să vedeți că în imaginea principală apar mai multe bucăți. De exemplu, dau exemplu de niște pensoane pentru machiaj, pentru femei. Da? Îți dă un set întreg de pensoane. Dar dacă te uiți la produs și o să vezi că în momentul în care vrei să plasezi comanda, te pune să selectezi, da? De exemplu, setul ăla din imagine îți apare în principală fază pentru două bucăți, de exemplu, da? Care alea costă 9 lei, primul preț afișat. Dar când selectezi tot setul, o să vezi că prețul se schimbă, variază, poate să fie între 20, 30, 50 lei. 2. Oamenii cred tot ce văd în imaginile de prezentare. Nu, e greșit. Aveți chiar acum afișat pe ecran imaginea asta, cu un preț de 5 lei, scăzut de la 54. Ce vezi prima oară? Vezi un iPhone X. Cam asta e prima impresie pe care ți-o lasă imaginea când vezi. iPhone X la 5 lei, wow, super tare, hai să-l luăm, nu? Cam asta e toată treaba. Nu e așa. Hai să ne uităm la faptul că în titlul produsului scrie altceva. În titlul produsului ne specifică clar că e o carcasă, da? De iPhone 11 Pro Max, da? Care are rezistență la șoc. Pune că e transparentă, dar probabil poți să alegi să fie transparentă. Hai să încercăm. Sunt pentru mai multe modele, deci eu vreau pentru 11 Pro Max, de exemplu, o să aleg culoarea verde și da, s-a schimbat prețul. La asta mă așteptam. Deci asta e o greșeală, dar nu credeți prima imagine. Cel mai bine, nu știu, verificați și următoarele imagini să vedeți care e treaba cu ele. Să vedem până la urmă unde ajunge, pentru că uite, am mai pățit ceva. Am vrut să-mi cumpăr un trepied, da? Un trepied simplu. Văzusem unul foarte mare la cât era? Era 20 de lei sau ceva de genul ăsta, unul mare. Zic, mamă, 20 de lei, foarte tare, hai să intru pe el. Am intrat pe el, bineînțeles, prima poza era cu trepiedul, dacă n-am intrat pe el, de fapt era suportul de telefon, care e o chestie foarte mică, așa, din plastic cu metal, care susține telefonul, pentru acel trepied. Deci nu era trepiedul 20 de lei, era doar suport. Și uite așa, am verificat faptul că prima imagine e cumva doar clickbait, exact ca pe YouTube. 3. Produse la preț mic. De exemplu, am pățit-o odată și nu e vorba de doar o singură dată, că am mai văzut, dar atunci am pățit-o eu și mi-am dat seama de ce nu e bine să faci chestia. Câteodată, un magazin nou care se lansează pe Wish scoate un produs la promoție. De exemplu, eu am pățit-o cu o tastatură și un mouse, care era undeva la 100 și ceva de lei, inițial pe toate celelalte magazine, și acolo era 30 de lei. Și eu m-am gândit, hai să comand o tastatură și un mouse. De ce nu? La 30 de lei, pui, era super, super ok. Am dat comanda, iar după câteva zile mi s-au returnat bani. Nu înțelegeam de ce. De ce mi s-au returnat bani? Hai să intrăm să verificăm de ce mi s-au returnat bani, cam aia era ideea. Ei bine, banii mei s-au returnat pentru că magazinul ce ăla a vrut doar să aibă o comandă în plus. Câteodată, magazinele de pe Wish îți zic că produsul nu mai este în stoc și îți returnează banii doar ca să se promoveze pe ei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei, cu cât au mai multe comenzi pe platforma asta,
cu atât o să apară produsele lor la recomandate pe viitor. Asta înseamnă că dacă ei au 1000 de comenzi pe acea tastatură cu mouse, chiar dacă returnează banii, ei încă rămân cu acele 1000 de comenzi acolo. Și cu cât mai multe comenzi, cu atât mai mulți utilizatori, cu atât mai mult site-ul ia în considerare acel shop ca fiind unul bun și cu multe comenzi, și atunci o să apară produsele la recomandate pe prima pagină când pune un produs nou. Foarte tare, nu? Numai că noi trebuie să fim atenți la treaba asta. Nu zic să nu dăm comandă, că până la urmă cumva îi ajutăm pe ei, dar noi ne așteptăm să luăm produsul ăla la preț care ni s-a zis. Dar nu e ok. Nu e ok, pentru că cumva ne păcălesc cumva. Treaba asta nu e ok. 4. Oamenii nu verifică transport. Wish, nu știu dacă și celelalte site-uri, dar Wish, în general, afișează doar prețul produsului sau afișează prețul produsului ca fiind gratis, dar omul când intră pe el și plasează comanda, apar 20 lei sau 30 lei sau whatever, nu mai contează. E în felul următor, că oamenii nu verifică transportul produsului. Dacă o carcasă, oricare carcasă, da, de telefon, prețul afișat e 9 lei. Nu te aștepți să o iei cu 9 lei. Normal, pentru că asta ți afișează. Nu, intri acolo și selectezi. Pentru ce model de telefon? Stai să vezi că se schimbă modelul de telefon. Dacă e iPhone XS, XS Max, deja nu mai e 9 lei, deja e 20. După aia, dacă schimbi culoarea, s-ar putea să schimbe prețul din nou. Iar când verifici transportul, mai vezi că mai dai vreo 11, 12, 18, 20 de lei pe transport în plus față de... Și ajungi la 50 de lei. Ceea ce nu neapărat rău, doar că nu ești pregătit să vezi acel preț din prima. Adică nu ți arată 50 de lei. Într-un fel nici nu poate să facă chestia asta. Pentru că tu înțelegi și culoarea, înțelegi și modelul de telefon. Singura chestie pe care ar putea să o facă e să pună un transport fix, să nu se schimbe prețul transport. Ceva normal. Mi se pare super ok toată treaba asta, doar că oamenii nu verifică treburile astea și se așteaptă să ia produsul la 9 lei. Și asta e o greșeală din partea oamenilor. 5. Nu citesc titlul complet și se ghidează după poze. Ceea ce am mai spus și până acum în celelalte puncte, oamenii se ghidează după primele poze afișate și nu încep să citească titlul, da? Pentru că am mai explicat și în clipurile trecute, e posibil să-ți iei țeapă doar pentru simplu fapt că nu citești titlul produsului. La fel, poți să crezi că e vorba despre un iPhone 11 și de fapt e carcasă. Sau poți să crezi că e vorba despre un smartwatch pentru că vezi o imagine cu un smartwatch și de fapt e doar folia de sticlă, protecția smartwatch-ului. Și sunt mii de exemple pe care aș putea să vi le dau în legătură cu chestia asta, dar nu-mi permite timpul. Dar puteți să experimentați și voi pe pielea voastră în momentul în care o să începe să plăsați comenzi pe site-ul. Nu vreau să denigrez site-ul ăsta, nu vreau să ajung cumva să fiu hater, pentru că eu îl folosesc și îl folosesc cu mare plăcere, dar am bună plăcere să verific fiecare produs în parte. Asta înseamnă că trebuie să verificați tot ce v-am spus eu ca să ajungeți, să vă ajungă comanda în siguranță acasă. Nu mai vorbesc de adresă, da? Asta cred că e de la sine înțeles că trebuie să o puneți corectă, inclusiv codul poștal, pentru că majoritatea produselor se livrează prin poștă, cel puțin la noi în România. Asta înseamnă că trebuie să aveți adresa completă, cu număr de telefon, nume și cod poștal. Foarte important. Dacă ați rămas până la minutul ăsta, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți voi despre videoclipul ăsta, iar noi o să ne vedem în clipul următor cu altceva. Eu am fost Ciobi și pa, aveți grijă de voi!